Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și vom citi de la versetul 15 până la versetul 17, pagina Biblie 1046. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Amin. Luați loc. Mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem împreună, că avem posibilitatea să ne rugăm, să cântăm, să ascultăm cântări, iar acum să privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt prin care Dumnezeu poate să ne vorbească, un cuvânt care poate să ne trezească la realitate, un cuvânt care poate să ne provoace la meditație, la o analiză serioasă a vieții noastre. Vedeți, încă suntem așa în atmosfera aceasta a sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Cu prilejul sărbătorii am avut un mesaj pe care l-am intitulat Cum putem să fim umpluți de Duhul Sfânt? Că așa spune acolo că ei au fost umpluți de Duhul Sfânt. Joia trecută, cei care ați fost aici prezenți, am avut un mesaj din care am putut să înțelegem, l-am intitulat Cum putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi? În seara asta, Domnul Iisus Hristos spune ceva foarte important. Și anume, vedeți versetul 17. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și în voi. Despre cine e vorba? Despre Duhul Sfânt, despre Duhul adevărului. Voi îl cunoașteți, nu? Căci rămâne cu voi și va fi în voi. Titlul predicii din seara asta va fi Ce face Duhul Sfânt dacă rămâne și este în noi? Dacă rămâne și este în noi. Vedeți? Ca și credincioși, ca și oameni care suntem penticostali, care promovăm lucrarea Duhului Sfânt, care vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt. Noi nu suntem din aceia care spun că lucrările Duhului Sfânt s-au oprit, ci suntem din aceia care dorim manifestarea lucrărilor Duhului Sfânt în viața noastră. Ca prezența Duhului Sfânt să fie simțită, dar să fie și văzută, înțelegeți? Că e foarte important ca Duhul Sfânt, nu? Să fie simțit în viețile noastre. Și acum când e vorba de lumea asta simțurilor, acolo lucrurile pot fi, nu? Percepute de unii într-un fel, de alții în alt fel. Dar când e vorba de lucrarea Duhului Sfânt, de Duhul Sfânt văzut în viețile noastre, acolo lucrurile deja sunt pe un alt plan. Deja acolo se poate observa și de alții că Duhul Sfânt rămâne, că locuiește sau, dacă vreți, este în noi. De atâtea ori am apelat la versetul acesta atât de frumos, din Geneza, capitolul 41, versetul 38, unde un rege, un faraon, un împărat spune... Și faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca omul acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Ce ziceți? A văzut faraon în el că este Duhul Sfânt? E o diferență să spui, i-am Duhul Sfânt și alții să nu vadă asta. Înțelegeți? E o diferență între a avea și alții să vadă în mine
în tine și așa mai departe. De ce vedeți aici în cuvântul lui Dumnezeu? Putem înțelege că Domnul Iisus Hristos spunea într-un mod clar: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga, nu? Spune acolo pe Tatăl să vă dea un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Acest Duh al adevărului, care, așa spune cuvântul Scripturii, rămâne și este în voi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ei, când Duhul Sfânt rămâne și este în noi, ce face El? Și o să vedem astăzi patru lucruri la care mă voi opri. Haideți să observăm primul lucru, primul enunț pe care îl voi face este: înnoiește mintea noastră. Primul lucru, înnoiește mintea noastră, dacă vreți, și viața, întreaga noastră ființă. Uitați-vă la Tit, capitolul 3, versetul 5. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, și observați aici, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug, versetul 6, da? Peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Uitați-vă, vă rog, versetul 5 din nou. Înnoirea făcută de Duhul Sfânt. E mare lucru ăsta. Să fie făcută înnoirea, nu? Ne place ceva să fie nou. Și când e nou, e curat, când e nou, e ceva schimbat, când e nou, e ceva frumos, când e nou, oamenii se uită. Dacă ai zugrăvit casa, e înnoit, nu? Deja oamenii văd ceva. Când am lucrat anul trecut, nu aici la biserică, s-a făcut înnoirea, deja zic, băi, altceva, nu? Că se vede. Se vede, nu se vede. Dintr-o dată. Omul deja are o altă percepție asupra lucrurilor. E, dar vedeți dumneavoastră, înnoirea asta, ea începe cu mintea. Și dacă ne uităm în Efeseni, că o să revenim din nou la pasajul acesta, dar uitați-vă la Efeseni, capitolul 4, aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la un moment dat despre acest om nou, despre omul acela care e înnoit, care e schimbat. Și citim de la versetul 17, capitolul 4, de la versetul 17, vom lectura aici pasajul acesta, prin care vom putea vedea cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, înnoiește. Și dacă Duhul Sfânt rămâne în viața unui om, este în viața unui om, El face înnoirea asta. Și acum citim. Iată dar, ce vă mărturisesc, vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Observați, totul începe. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimilor. Observați cum e omul fără Dumnezeu? Cu mintea întunecată. Ei, aici spune ceva, câteva lucruri despre oamenii cu mintea întunecată. Oamenii care nu au prezența Duhului Sfânt în ei. Ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurățire. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Și acum auziți? Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Observați? Înnoirea Duhului, minții. Ei, când se întâmplă asta, spune
și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprionire și o sfințenie pe care o dă Duhul, pe care o dă adevărul. Și acum aici prezintă apostolul Pavel câteva lucruri despre omul cu Duhul minții înnoit, omul nou. Așa am văzut acolo, că Duhul Sfânt face înnoirea. Și acum spune aici, de aceea, lăsați-vă de minciună fiecare din voi să spună apropiului său adevărul, pentru că sunteți mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți și să n-apună soarele peste mânia voastră. Observați bine? Ei, când Duhul Sfânt face înnoit și viața omului e înnoit, când cineva zice că Duhul Sfânt e în el și rămâne în el, când cineva zice am Duhul Sfânt, e, dar tămânios umblă. Numai nu poate să ierte. Are ranchiună, are ură. Poate vorbi în limbi de dimineață până seara. Că e problemă. Vedeți? E problemă. Dacă el trăiește în astfel de lucru sau în minciună, ei, spune versetul 27, și nu dați prilej diavolului. Apoi, cine fură, să nu mai fure. Ce ziceți? Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Și furtul ăsta, nu numai că fur din magazin. Furtul se poate și cu pixul, furtul se poate e și furt intelectual, furt de tot ce vrei, nu? Poți să faci mecherii, poți să faci figuri și să ai pretenția că ai Duhul Sfânt și de astea nu te-ai lăsat, iarăși e o problemă. Observați mai departe ce spune aici. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor cel. Dar câte cuvinte nu ies? Era undeva unul care, mă rog, avea pretenții că el e pocăit, că el e așa, eu știu. L-a supărat cineva, l-a înțăpat cineva cu ceva și apă când și-o dat drumul la gură și apă, i-o dat și-o spus, ați mirat? Să zic, cum ăsta? Mai bine că nu o zis sfântul ăsta, iau. E, dar cineva a vrut oarecum să-l acopere, să-l disculpe. Și-o zis, știți cum e? Așa e el, zice, e rău de gură, dar zice, e bun la inimă. Înțelegi? E bun la inimă. Numai că Biblia spune altceva. Uitați-vă Matei 12:35. Auzi cum zice? Domnul Iisus zice, nu eu zic. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bun la inimii. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Deci ascultă, în relația cu soția, în relația cu soțul, în relația cu părinții, în relația cu angajații, în relația cu subalterni, în relația cu șefii, în relația cu oamenii cu care intri, ce cuvinte folosești? Ai poate pretenția. Duhul Sfânt? Dar dacă rămâne Duhul Sfânt, asta se vede și în felul cum vorbești. Înțelegi? Și în felul cum vorbești. Pentru că, observați dumneavoastră, dacă aceste lucruri pe care apostolul Pavel le enumeră aici, unde are în viața unui om nou, în viața unui om cu mintea înnoită, un astfel de om, nu minte, nu stă cu mânia aia că nu mai poate nimeni nici să-l scoată din starea aia. Un astfel de om e foarte atent la modul cum vorbește, la lucrurile pe care le spune, pentru că altfel, observați versetul 30, spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate. Chiar și alea micile răutăți, cum zic.
orice mică răutate, așa, nu? Și orice fel de răutate, eu zice, să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, nu? Și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu, observați dumneavoastră. Când Dumnezeu Sfântul face acea înnoire prin Duhul Sfânt în viața unui om, și asta lucrează Duhul Sfânt în viața omului, rețineți, înnoirea nu o fac școlile teologice, înnoirea nu o face preotul, nu face pastorul, nu o face biserica, nu, nu, nu. Asta o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Când l-o chema Dumnezeu pe Saul și ăsta s-o văzut mic, cu toate că era înalt, s-o văzut smerit și a zis, pe mine să mă aleagă Dumnezeu împărat al lui Israel. Păi eu sunt din cea mai neînsemnată seminție a lui Israel. Și dă-i, și dă-i, da? Și Dumnezeu l-a ales și l-a făcut primul împărat uns de Dumnezeu din istoria acestui popor. Și observați, Dumnezeu îi spune acestui om și lucrul acesta e consemnat în cartea 1 Samuel, capitolul 10, și Dumnezeu îi spune în versetul 5 și 6. Zice, după aceea vei ajunge în Gibeia, Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, coborându-se de pe înălțime ea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze, înainte și prorocind. Și observați, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut în trauto, auziți? Auto, schimba. Zică oameni, mă, ăsta e diferit. Cum? Ăsta care până acum l-am auzit înjurând, blestemând, făcând fel și fel de lucruri, nu? Furând, mințind, făcând fel de și fel de matrapaz lucruri, dacă vrei. Păi cum ai schimbat? Ce se întâmplă? A cui e lucrarea asta? Ei, vedeți, asta face Duhul Sfânt. Mai mult decât alte lucruri pe care noi le putem invoca și ne putem bate cu mâna în piept. Nu? Când e Duhul Sfânt în noi, rămâne și e cu voi, ați auzit ce face? Schimbă viața, înnoiește. Mai mergem undeva la Coloseni, capitolul 3, și aici apostolul Pavel spune oamenilor din vremea respectivă, care, mă rog, erau confruntați și ei cu, dacă vreți, o religie sau un curent religios numit gnosticismul, în care acolo mai ales ei vorbeau despre faptul că omul poate să ajungă la desăvârșire doar făcând anumite lucruri. Exact cum le vedeți dumneavoastră descrise în Coloseni, capitolul 3, de la versetul 16. Se zice, nimeni doi de la 16, dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la lună nouă, cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este a lui Hristos. În contextul ăsta în care, care mai de care vrea să arate cât e el de pocăit, cât e el de mare, nu? Și cum va ajunge el la desăvârșire. Ba mai mult spune, nimeni să nu vă răpiască premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământie. Și afli din ăștia așa care vor să pară a o aură din aia, de mai cum am zis eu astăzi la unul, mai că nu ți-ar fi făcut să iei icoană, să te pună să te vadă. Că așa-s unii, înțelegeți? Așa-s unii, așa să cred ei, parcă se detașează de ceilalți, că ei spun anumite lucruri. Dar vezi, în viața lui de trăire și așa mai departe, acolo poți să-ți dai seama cine e el. Ei, în contextul ăsta, observați, apostolul Pavel arată că desăvârșirea asta la care, după care tind oamenii, nu se face așa pocnind din degete,
nici că îți faci tu tot felul de semne, nici că ți nu știu câte zile, smerenie din aia afișată, nu? Cum ziceau unii, zice, mă, ăsta, îl vezi, zice, ce smerit arată, dar numai să nu încapă în gura lui, zice, că apoi vezi tu ce pățești, nu? E, Apostolul Pavel arată aici, într-un mod clar despre această înnoire și în capitolul 3, uitați-vă bine acum, deci după ce vedem în 2 toate astea, el în capitolul 3 spune acest lucru de la versetul 10, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut, observați? Omul ăla nou care se înnoiește, vedeți, spre cunoștință, dar după care chip? După chipul celui ce l-a făcut. Adică să poți să semeni cu cel care te-a chemat, cu cel care te-a schimbat, cu cel care este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Cum zice Pavel Galatenilor, să ia Hristos chip în voi. Doamne, ajută-ne la aceasta. E, vedeți dumneavoastră, aici putem observa aceste lucruri. Nu o să mai citesc celelalte cuvinte din Coloseni, că se aseamănă oarecum cu cele din Efeseni. Dar mergem încă ceva și să vedem înnoirea asta. Când scrie Pavel Romanilor, în capitolul 12, versetul 2, aici subliniază de asemenea ceva foarte important. Înnoirea asta, ea trebuie să cuprindă întreaga noastră ființă. Și acum aici spune Pavel așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Scumpii mei, când Duhul Sfânt rămâne în noi, locuiește în noi, ascultați-mă bine, Duhul Sfânt va lucra la înnoirea minții noastre, și vom putea deosebi lucrurile sfinte de lucrurile chipului veacului acestuia. Că vrem, că nu vrem, veacul acesta, despre care Biblia vorbește într-un mod atât de clar, lumea, nu? În alt loc, cum spune Ioan, în 1 epistolă, zace în cel rău. Adică chipul veacului acestuia e lumea asta, e veacul acesta, cu tot ce vreți. Cu toate lucrurile pe care ni le aduce, nu? Cu ceea ce privește modul de trai, nu? Muzica, divertismentul, dacă vreți, chefurile, distracțiile, toate astea, nu? Ele pun o presiune deosebită pe viața oamenilor. Însă omul în care locuiește Duhul Sfânt, el face distinția și prin înnoirea minții, el respinge lucrurile lumii. Cum spunea acest mare comentator al Scripturii, John Phillips, nu lăsați ca lumea să vă torne în matrița ei. Lumea are matrița ei, cu muzica, cu divertisment, cu îmbrăcăminte, cu tot ce vreți. Și uitați-vă ce presiune pune și pe biserică. Și ajung unele biserici. Na, n-o să vă spun multe. Că vin la mine și zilele astea trebuie chiar i-am arătat ceva și la fratele Grigore. Dar oameni care au pretenții, dar mai zici că ar vrea să facă discotecă din biserică. Și totul merge bine la unii. Ar vrea să sară, să facă fel și fel de lucru. E, dar vedeți dumneavoastră, când privești aici în cuvântul lui Dumnezeu, îți poți da seama că acolo unde Duhul Sfânt e în viața omului, rămâne și este în el, el face această lucrare de înnoiere. Înnoiește viața omului. Îl face pe un om să devină un om nou, cu o gândire nouă, nu? Cu o vorbire nouă, cu un comportament nou. Dacă vreți, cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Auzi ce zice acolo? Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut cum? No. Ei, în seara asta, fiecare are posibilitatea să se întrebe pe el însuși, să-și facă o analiză serioasă, nu că era și o rugăciune de mărturisire, și care trebuie să vadă. El are mintea noită și când e mintea noită,
E viața înnoită, ființa omului e înnoită în toate compartimentele vieții. E așa? Dacă da, slavă Domnului. Dacă nu, și poate vorbim și spunem despre Duhul Sfânt, și asta nu se vede, atunci este, repet, o mare, mare problemă. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne lumineze mintea, să ne ajute să putem să ne facem o evaluare personală. Și când te evaluezi, trebuie să te evaluezi nu după cum îți spune unul sau după cum îți spune altul. Vedeți așa cum se dau examene și se face evaluarea, nu? Există un barem, există cineva care dă acolo rezolvare și tu te uiți acolo. Nu, că tu zici, nu, că e așa. Poți să zici tu că te vrea că e așa, nu? Că o zis Gheorghica, nu știu care, că nu așa e. Nu e așa, stai liniștit. Că există ceva după care te uiți, nu, dar după noi ne uităm ea după ce scrie. Nu după ce zice unul, nu, că zice unul, ăla sturează mătoarele. Nu, ăla auzi când se roagă, ăla auzi cum cânt, ăla auzi cum predică, ăla auzi... Nu, nu, după aia, uite aici. Și dacă înnoirea este în viețile noastre, atunci putem să ne bucurăm și să spunem, da, Duhul Sfânt rămâne, e în noi, dar uite ce face înnoirea Duhului a întregii ființe. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! În al doilea rând, hai să vedem ce face Duhul Sfânt dacă rămâne și este în noi. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem, o să iau exact cum scrie acolo în cuvânt, toarnă dragostea în inimile noastre, auziți? Toarnă dragostea în inimile noastre. Acum vezi, ce de unde e asta? Nu uitați-vă. Roman 5:5. Și observați aici ce spune cuvântul Domnului. Da? Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Da. Al doilea lucru, observați bine. Dacă rămâne Duhul Sfânt în viața unui om și este, toarnă dragoste. Adică s-ar putea să spună cineva, dar păi am iubit, am fost așa. Nu, eu nu zic că nu. Dar știi cum e cu turnatul? Dacă Duhul Sfânt îi și-o văzut că s-o descompletat, toarnă înapoi, nu? Și umple, așa cum stă câte cineva la o masă și vine ospătarul și te tornă, nu? Că vede că o bun și dă s-o consumat, iar îi tornă să aibă, nu? Să nu zică că n-are, nu? Ei, tot așa este. Eu nu zic că cineva la un moment dat, nu? O fi fost prezența Duhului Sfânt în el și o iubit și a avut acea dragoste creștină, acea iubire de frat și așa mai departe. Numai că la un moment dat îl vezi tocmai departe de ce spune Scriptura. Uitați-vă, scumpii mei, în 1 Ioan, capitolul 4, citim de la versetul 6-7, haideți să observăm aici, câteva versete. Și cuvântul Domnului arată aici într-un mod clar. Ioan e considerat ucenicul iubirii. Nimeni n-a vorbit așa de mult despre iubire cât a vorbit Ioan. Și el spune aici, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Numai să nu spună cineva că ești rătăcit. Toți vor să fie pe drumul drept. Nu lasă versetul 6, nu? Pe aici, în zona asta, Maramureșului, dacă vor să afle identitatea ta religioasă creștină, pune întrebarea, ești la adevăr? Ești la adevăr? Și mă depinde pe care îl întâlnești, nu? Dacă e unul cu revistele, el zice, e la noi adevărul. Dacă unul cu sâmbătă, e la noi. Dacă unul e penticostal, e la noi. Dacă catolicul, zice, numai la noi, nu? Ortodoxul zice că la noi e dreapta credință și fiecare trage în foc la oala lui. Dar, scumpii mei, nu după culoarea confesională poate fi cunoscut cineva, ci uitați-vă bine după ce. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Numai să nu spui cuiva că e rătăcit. Toți vor pe adevăr. Dar răspunsul, uitați-vă bine, versetul următor spune așa. Prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la
Dumnezeu. Și oricine ne iubește, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. No, este asta în noi, ce ziceți? Domnul Iisus Hristos stătea în noaptea trădării sale și stă de vorbă cu ucenicii lui. Le dă ultimele povețe. Le vorbește despre multe lucruri. Nu le-a vorbit înainte cu ceva timp despre semnele sfârșitului. Și noi citim Matei 24 de războaie, vești de războaie, de ciumă, de, dacă vreți, foamete, de multe alte lucruri care se vor întâmpla. Noi așa le auzim asta și așa ne-l plac. Nu, dar vedeți, nu-i frământă pe oameni esența asta a creștinismului, dar dacă vreți, prezentată de Iisus în Ioan 13 cu 34 și 35. Aici Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii săi, zice, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și lucrul ăsta iarăși, e vizibil sau nu e vizibil? E vizibil. Și dragostea asta trebuie să fie arătată de soț soției, de soție către soț, de părinți spre copii, copii spre părinți, de dragostea asta între frați, nu? Până la urmă, iubirea de oameni. Uitați-vă în 1 Petru, capitolul 1, dacă ne uităm aici, hai să citim de la versetul 5 doar, da? Pentru că e mai mult, o să citiți dumneavoastră 2 Petru, de la capitolul 1, versetul 5, citim în jos și aici cuvântul spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Cu dragostea de frați, ia uite ce vezi, vezi? Iubirea de oameni. Vedeți dumneavoastră cum e? Aici se poate vedea. Și acum observați ce spune, nu? Astea toate trebuie să le avem. Și dacă Duhul Sfânt e în noi, astea trebuie să fie vizibile, nu? Nu să ascunse undeva. Și observați acum de la versetul 8 în jos ce spune. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, auziți, le-ați văzut care se încheie cu iubirea de frați și cu iubirea de oameni. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Ei, vedeți, aici când stăm și privim la toate aceste lucruri, noi trebuie să înțelegem, scumpii mei, că omul în care rămâne și este Duhul Sfânt, acolo Duhul Sfânt toarnă dragostea lui Dumnezeu. Acea iubire care trebuie să se manifeste. Dacă ea nu este, este o problemă. Când apostolul Petru, în întâia epistolă de data asta, capitolul 4, de la versetul 7 și 8, vorbește de contextul vremurilor care vin și el spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Și acum observați ce spune. Mai presus de toate acestea. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcat. Și când dragostea asta, înțelegeți, care poate să treacă, nu? Peste multe alte lucruri, nu? Iubirea asta care învinge, cum zice un poet, și viacul, și clipa, și aprinde lucefer din stinsă cenușă, sau cum spune tot poetul ăsta, autor al versurilor pe care le-am spus, Sergiu Grosu, într-o altă poezie, să știi să ierți cum iartă doar iubirea, izvorâtă din Golgota vieții, de vrei să cucerești nemărginirea, purificându-ți lacrima tristeții. Sau cum spune un alt poet,
doar iubirii să te știi dator, cât o ai mereu, să nu-ți ajungă. Și în credință fii priveghetor, căci e noaptea încă îndelungă. Ei, vedeți, în întunericul acestei lumi, în bezna asta cuprinsă de păcat, dacă ceva lipsește, lipsește esența adevăratului creștinism. Pentru că esența creștinismului, ați văzut, semnul este dragostea, care izvorăște dintr-o inimă curată. Acea dragoste, cum spunea Clement Alexandrinul, un scriitor din secolul III, spunea într-o împrejurare, un mare om al lui Dumnezeu, că semnul unei adevărate credințe este dragostea. Nu e vorbărie, nu e, știu eu, manifestări deosebite, nu e poveste îndrugată, ci este, auziți, este dragostea. Iar dacă ea nu este, atunci, iarăși spun, e o mare problemă. Dragii mei, spuneam, în întunericul acestei lumi în care oamenii pot să țină la religiozitate, pot să vorbească de anumite lucruri despre una sau despre alta, adevărații oameni în care este Duhul Sfânt și rămâne Duhul Sfânt, observați, ei manifestă iubire. Acolo Duhul Sfânt toarnă dragostea în ei. Iar dacă nu, e o problemă. Uitați-vă, Apostolul Domnul Iisus de data asta, vă vorbeam puțin de semnele astea, nu, care ne interesează așa de mult pe noi și toți ar vrea să știe când e sfârșitul lumii, ce se va întâmpla, cum se vor delora lucrurile, evenimentele, s-au făcut filme multe, toți așteaptă Armageddon și câte altele, nu? Scenarii de tot felul, puse, vedeți dumneavoastră, în filme și în câte, eh? Dar uitați-vă, așa de puțini oameni sunt interesați de acest semn al sfârșitului pe care Domnul Iisus îl arată. Puneți, vă rog, Matei 24 cu versetul 13. Și uitați-vă ce spune aici Domnul Iisus, 12 prima dată și apoi 13, 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va aici. E, da, de ce? Pentru că, vedeți, dacă Duhul Sfânt nu rămâne și nu este acolo, atunci dragostea se răcește. Și atunci, inima unde nu-i turnată dragostea prin Duhul Sfânt, diavolul toarnă ură, diavolul toarnă atâta răutate, atâta, vedeți, de aia unde Duhul Sfânt nu toarnă dragoste, divorțuri, părăsiri, da? Copiii nu-și mai pot vedea părinții, părinții nu-i mai pot suporta pe copii și acolo iarăși mari probleme. O, Doamne, noi privim spre Tine și nu vrem să rămânem doar la o predică despre Duhul Sfânt, despre ce înseamnă să rămână și să fie cu noi Duhul Sfânt, ci vrem ca realitatea asta să fie în noi. De aceea Te rugăm, toarnă în inimile noastre Duhul Tău. Și prin Duhul Tău toarnă această iubire. Amin. Al treilea lucru. Ce face Duhul Sfânt dacă rămâne și este în noi? Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm este că lucrează sfințirea în viețile noastre. Puneți, vă rog, 1 Petru 1 cu 2. 1 Petru 1 cu 2 și acum vă rog atenție. Da, pune și 1 ca să vedem toți, da? Hai. Petru apostol al lui Iisus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Calatia, Capadocia, Asia și Bitin. Adică erau acei creștini care l-au primit pe Domn, care au avut pretenția că l-au pe Domnul, aleșii, vedeți? Nu au zis la toți, au zis către ei. Care au zis, ne-am întâlnit cu Iisus, Iisus e Domnul, Stăpânul nostru. Ei, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțit. Observați bine? Prin sfințirea lucrată de Duhul, ce face Duhul Sfânt? Lucrează sfințirea în viețile noastre. Ei, și ce înseamnă sfințirea asta? Oamenii sunt obișnuiți cu cuvântul Sfânt. Și Sfântul
Apostol, Pavel, Sfântul Petru, nu, acum sunt tot felul de sărbători, au fost deja. Până la sfârșitul lui iunie, Sfinții Apostol Petru și Pavel, nu, da, de sărbătoare oamenii sărbătoresc Sfinți, vine Sfântul Ilie și bieți oameni spun, Ilie arde, Ilie fulgeră, Ilie tună, și da, nu-i voia lucra. Dar eu știu că am trăit la țară și ziceau bieți oameni, August era coasă pe vreme, nu ca acum, acum fluie, sună mașinile și claxonează, nu găseai un om numai așa, câțiva bieții, îi vedeai așa stând pe niște lemne pe acolo, într-o stângă sau dreaptă, boci din ăia, care, mă rog, restul, toată suflarea era sus, la coasă. Acum, numai așa. Da, când era acolo 2 august, că e diferență, da, la, în zona noastră, vedeți, spun. Ei, toată lumea era în sat. Nimeni nu lucra fer, Doamne. E, da, câtă băutură se vendea într-o zi ca aceea și pe cât se vedea mergând în zigzag și veselie și știu eu cântec și joc. Ba era hram, frumos, vântul, după aia dă-i drumul. Și am zis, nu bun, cum e asta? Că au zis, bine, Duhul Sfânt lucrează sfințirea. Sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfânt înseamnă separat de tot ce e rău, de tot ce e păcătos, de tot ce e vinovat. Sfânt înseamnă, cum spune tot apostolul Petru, și acum vedeți, le ia el și cu mintea și cu toate. Puneți 1 Petru de la capitolul 1, începând cu versetul 13. Ne uităm aici. De aceea încingeți-vă copsele arșminții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Mai departe, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, mai departe, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. No, aici e problema. Observați, când Duhul Sfânt e în viața unui om și care pretinde, nu, că el are Duhul adevărului, nu vrea să aibă Duhul rătăcii, da, să bate cu pumnul în piept, că el e mai bun. E, dar observați aici ce spune cuvântul Scriptură. Că Duhul Sfânt lucrează sfințirea, adică separarea de tot ce e rău, de tot ce e păcătos. Și în ce constă sfințirea asta, scumpii mei? Uitați-vă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4 de la versetul 3, apostolul Pavel scrie tesalonicenilor, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Mai înainte citeam din Roman 12:2, să prin înnoirea minții, vă nu vă prefaci, da? Prin înnoirea minții voastre, da? Să nu vă potriviți chipului veacul acestuia, ci prin înnoirea minții voastre, da? Să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Și uite care e voia Domnului. Sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Mai departe. Fiecare din voi să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Adică așa cum paharul tu l-ai acasă, nu? Și oala. Nu dai și la cățel cu toate, că acum se mai schimbă lucrurile, nu? Unii mai dau. Ei, da, știi că aia e pentru tine, nu e acolo, da? Bun, dacă e vasul ăla sfințit, nu? Nu-l folosești la orice lucru, să nu vorbesc de altele, nu? Că e acolo și îl ții undeva într-un loc, mai eu din oala asta mănânc. Oala asta e dedicată pentru ceva, nu? Ei, vasul să stăpânească în sfințenie și spune în cinste, nu mai departe în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu, că trupul ăsta vin aici, dau cu chitară, cu acordionul, și când la pian, și când cu mandolina, și când am aici, când, dar după aia cu mâinile astea, cine știe că te isprăvesc, nu știu pe unde, nu? Și mă duc și fac, și cu mâna asta paharul, poate o priză de cocaină, poate eu știu la alte lucruri de natură sexuală, și câte vreți dumneavoastră. E, Duhul Sfânt, unde e prezent? El lucrează sfințirea și spune asta, tu nu poți face.
tu cu lucrurile astea nu au ce căuta în viața ta. Mai departe, uitați-vă, vă rog, 6 și 7, ce spune aici cuvânt. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Și căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Știți că leprosul trebuia să strige pe drum, necurat, necurat, necurat. Dar vai ce dureros e când un om își permite să trăiască și în anumite lucruri păcătoase, vinovate, care îi fac ochii să-i fie necurați, stând și privind la imagini de tot felul, făcând fel și fel de lucruri, umblând în locuri nepermise, cu trupul ăsta, și apoi zice, îl aduc și am văzut, gata, laud, măresc pe Domnul. Nu poți fi așa. Unde e prezent Duhul Sfânt, nu i-am scris asta, uitați-vă din nou, 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, spune acolo, sfințirea lucrată de Duhul, adică acolo unde e prezent Duhul Sfânt, de-aia spune, va rămâne și va fi cum voi, lucrează sfințirea. Nu, ce ziceți? La noi cum? Lucrează sfințirea? Nu trebuie să răspundeți. Dar făcându-ne o analiză serioasă a vieții, punându-ne în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare poate să vadă dacă într-adevăr Duhul Sfânt e în el, dacă a rămas în el. Pentru că acolo unde Duhul Sfânt rămâne, lucrează sfințirea. Amin? Dacă am văzut că înnoiește mintea noastră, nu, toarnă dragostea în inimile noastre, nu, sfințește viețile noastre și în al patrulea rând și ultimul. Ăsta ne place tare mult, că e frumos. Adeverește că suntem copii ai lui Dumnezeu. Puneți Romani 8:16. E tare frumos versetul ăsta și uitați-vă ce spune, e, dar ăsta fără alea nu merge. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. No, ce ziceți? Ne place să fim copii ai lui Dumnezeu? Nimic nu-i mai frumos. Nu? O, ce har să știi că Domnul te iubește, nu? O, ce har să știi că ești copilul său, e o cântare tare frumoasă, nu? Zămoroșenie tare mândră. Cântarea e mândră, dar realitatea este. Observați? Unde Duhul Sfânt este, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Când e înnoită mintea, când dragostea e turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt lucrează sfințirea, acest Duh Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Oamenii pot să râdă de noi. Oamenii pot să spună că suntem, uite, ăștia sunt naivi. Oamenii pot să spună, poși ăștia, domne, au dorințe și ei, și că uite cu ce să amăgesc, și știu eu la ce visează. Nu, 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 scumpii mei. Spunea Ioan, ucenicul ăsta al iubirii, în 1 epistolă, capitolul 3, versetul 1, vede ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, asta nu ne poate lua nimeni. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Închisorile, bătăile, tot ce vreți. Asta n-au putut lua din viața unor oameni. Vă spuneam, am cunoscut om care 24 de ani a stat în ghețurile Siberiei pentru Iisus. Victor Belâh. Și m-am uitat așa la el, m-am cutremurat cum a rezistat un munte de om. Și roșu la față, după 24 de ani, Dumnezeu a purtat de grijă acestui om. A rămas aproape de el. Cum spunea Wurmbrand despre el, nici ghețurile Siberiei n-au putut topi dragostea lui pentru Hristos. Și el a rămas, pentru că era un copil al lui Dumnezeu. Auzi. Și apoi, aici, versetul următor spune, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ei, toate astea se leagă de nădejdea noastră. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, nu, și Duhul adeverește asta cu Duhul nostru, ei, atunci tu ai nădejdea că vei fi cu El. Când întreb pe unii, ce-o fi când îi muri? Păi zice Dumnezeu, știe.
apoi eu știu cum o fi, apoi... O, și când îl vezi că vine clipa morții, să nu vezi oameni care sunt în stări din astea de plecare. Știi ce greu e? Știi ce lupte teribile se dau? E ceva care greu poți să-și imagineze unii. Însă, atunci când ești copil al lui Dumnezeu și în viața ta, cum am spus mai înainte, Duhul Sfânt a înnoit mintea. Duhul Sfânt în al doilea rând a turnat dragostea. După aia, în al treilea rând, Duhul Sfânt a lucrat sfințirea. Îți oferă acest statut. În al patrulea rând, adeverește că ești copilul lui Dumnezeu. Asta înseamnă, ai nădejde, că orice ar fi, tu o să fii acolo cu El, în veșnicie. Pentru oamenii lui Dumnezeu, statutul ăsta de copii i-a făcut să privească spre stăpânul lor și să aștepte ziua întâlnirii cu El. Doamne, te rugăm ca Duhul Sfânt să rămână. Amin. Și să fie cu noi. Amin. Amin.